stimați ascultători! Sunt Victor Dobrescu și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Adevăruri Esențiale. Astăzi vă supun atenție următorul subiect. Adevărul despre atributele sau însușirile lui Dumnezeu, partea a doua. În ediția anterioară am vorbit despre eternitatea, libertatea, imobilitatea, infinitatea, sfințenia și iubirea lui Dumnezeu. Astăzi urmează prezentarea încă trei atribute ale lui Dumnezeu, omnipotența, omniprezența și omnisciența. Omnipotența sau atotputerea înseamnă că Dumnezeu este atotputernic și poate face orice este compatibil cu natura sa. În realitate, Dumnezeu nu a ales să facă tot ceea ce ar fi fost compatibil cu sine din motive cunoscute numai de el. Cuvântul atotputernic apare de 56 de ori în Biblie, cu referire doar la Dumnezeu, și este baza conceptului de omnipotență. Dumnezeu s-a descoperit ca cel atotputernic lui Avraam, lui Moise, credincioșilor, după cum este scris în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 6 cu versetul 18, și apostolului Ioan de mai multe ori în cartea Apocalipsa. Are omnipotența vreo limită? Răspunsul este da, și anume de două feluri. Limitări naturale și autoimpuse. Limitările naturale includ lucrurile pe care Dumnezeu nu le poate face pentru că sunt contrare naturii lui. El nu poate minți, nu poate fi ispitit să păcătuiască și nu se poate nega pe sine. Limitările autoimpuse cuprind acele lucruri pe care nu le-a ales să le includă în planul său, cu toate că ele n-ar fi fost contrare naturii sale. El nu a ales să-și cruțe fiul, nu a ales să-i salveze pe toți oamenii, în vremea Vechiului Testament n-a ales toate națiunile, nu l-a ales pe Esau, n-a ales să-l cruțe pe apostolul Iacob, fratele apostolului Ioan, cu toate că ar fi putut face oricare din aceste lucruri, fără a se contrazice el în planul său, n-a ales să le facă. Întrebări ca: poate Dumnezeu să facă în așa fel încât 2 ori 2 să fie egal cu 6? Nu implică o deficiență a omnipotenței lui? Această întrebare este de domeniul aritmeticii, nu al puterii lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu cel atotputernic nu transformă niciodată eroarea în adevăr. În trecut, puterea lui Dumnezeu s-a manifestat în creație. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. În păstrarea tuturor lucrurilor și în izbăvirea lui Israel din Egipt. Dar cea mai măreață manifestare a puterii lui Dumnezeu a fost învierea Domnului Iisus Hristos dintre cei morți. Pentru noi credincioși, puterea lui Dumnezeu este în legătură cu Evanghelia, care mântuiește pe cei care cred în Domnul Iisus Hristos. Este în legătură cu siguranța mântuirii noastre și cu speranța noastră pe care o avem cu privire la învierea trupurilor noastre la revenirea Domnului Iisus Hristos pe norii cerului, când va răpi biserica. Și puterea lui Dumnezeu este în legătură și cu siguranța vieții noastre zilnice. Omniprezența sau atotprezența înseamnă că Dumnezeu este prezent cu întreaga sa ființă pretutindeni și în orice moment. În Psalmul 139, David se întreabă dacă există vreun loc în care cineva să scape de prezența lui Dumnezeu. Răspunsul este nu, fiindcă omniprezența lui Dumnezeu nu este limitată de spațiu, împiedicată de viteză sau afectată de întuneric. Așa cum se afirmă în definiție, omniprezența nu înseamnă că ființa lui Dumnezeu este răspândită pe cuprinsul întregului univers, ca și cum o parte din el ar fi aici, iar alta dincolo. Întreaga sa ființă este în orice loc, iar prezența Domnului încredincios servește ca o bună ilustrare a acestui principiu. Omniprezența nu înseamnă că apropierea lui Dumnezeu nu diferă, ea diferă. Prezența lui pe tronul ceresc, în templul lui Solomon sau în cel credincios, diferă desigur de prezența lui în iazul de foc. Deși în iazul de foc oamenii vor fi separați de prezența feței lui Dumnezeu, ei nu vor fi niciodată separați de prezența celui care este omniprezent. Prezența comuniunii va lipsi, fiindcă el își va întoarce fața de la cei răi aflați în iazul de foc, așa cum
există ea atunci când el locuiește în cei credincioși. Omniprezența diferă de panteism, care identifică universul cu Dumnezeu. Această erezie nu face deosebire între creator și creație, o distinție evidentă încă din primul verset al Bibliei, în Geneza 1:1 este scris: La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Ființa lui Dumnezeu nu se identifică cu universul. Omniprezența înseamnă că Dumnezeu e prezent pretutindeni, dar nu difuzând peste tot sau pătrunzând universul. Mai mult, Dumnezeu nu se dezvoltă, nu evoluează și nimeni nu poate scăpa de prezența lui Dumnezeu. Acest adevăr este un avertisment pentru necredincioși și o mângâiere pentru noi credincioși care, din cauza că Dumnezeu este omniprezent, putem practica experiența prezenței Lui în orice împrejurare a vieții noastre. Omniștiența sau atoștiința înseamnă că Dumnezeu cunoaște totul, atât cele reale, cât și cele posibile fără efort și într-o egală măsură. Deoarece Dumnezeu cunoaște totul în mod perfect, gradul de cunoaștere este același cu privire la toate lucrurile. El nu descoperă nimic, nu este niciodată surprins sau uimit, el nu se miră niciodată de nimic și nu cere informații sau pune întrebări, decât atunci când îi face pe oameni să-și iasă din rezervă spre propriul lor bine. Dumnezeu își cunoaște toate lucrările de la început. El numără și numește stelele, iar Domnul nostru Iisus Hristos și-a arătat omniștiența atunci când a anunțat ce se va întâmpla cu Tir și Sidonul. Dumnezeu ne cunoaște în întregime viața înainte ca noi să ne fi născut. Nimic n-ar putea surveni în viața credinciosului care să-l surprindă pe Dumnezeu și să-l determine să-l alunge. Celebrul Tozer a scris: Niciun bârfitor nu ne poate pârâ, niciun dușman nu poate face o acuzație care să stea în picioare. Nici o fantomă nu poate apărea dintr-un loc ascuns ca să dezvăluie ceva cu privire la trecutul nostru. Nici o slăbiciune nebănuită a caracterului nostru care ar apărea la lumină nu l-ar face pe Dumnezeu să-și întoarcă fața de la noi, fiindcă El ne-a cunoscut înainte ca noi să-L cunoaștem și ne-a chemat la Sine de plin conștient de toate acuzațiile care ne stau împotrivă. Orice avertizare dată de Dumnezeu vine din partea unei ființe omnisciente, de aceea ar trebui să fim extrem de sensibili cu privire la ele. El nu ne avertizează doar pe baza unei simple ghiciri a ceea ce ni se întâmplă, ci în deplină cunoștință de cauză. Atunci când suntem confruntați cu împrejurări inexplicabile în viața noastră, ne putem totdeauna găsi refugiul și mângâierea în atotștiința lui Dumnezeu. Nu numai că El știe ce s-a întâmplat cu adevărat, dar El știe și ce putea să se fi întâmplat. El știe totdeauna ce bine final și glorie vor rezulta din niște evenimente pe care nu le putem înțelege. Seriozitatea trebuie să ne caracterizeze pe toți, fiindcă nu trebuie să uităm că stăm înaintea unui Dumnezeu atotștiutor. În epistola apostolului Pavel către evrei este scris: Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. La finalul acestei ediții vă rugăm să rețineți următoarele adevăruri esențiale și astăzi, prezentând succint atributele lui Dumnezeu, omnipotența, omniștiența și omniprezența, știm că Dumnezeu este atotputernic și face tot ce este compatibil cu natura sa. Dumnezeu este prezent cu întreaga sa ființă pretutindeni și în orice moment, dar noi suntem prezenți într-un singur loc și într-un anumit moment. Dumnezeu cunoaște totul, atât cele reale, cât și cele posibile în egală măsură. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată acestei ediții a emisiunii Adevăruri Esențiale și doresc să ne auzim cu bine la următoarea ediție. Până atunci, toate cele bune!